Amintiri dintr-o călătorie. Partea 5. De Calistrat, Hogaș. După două ceasuri de un mers grăbit și fără nicio întâmplare, ieșirăm din adâncimea întunecoasă a pădurilor și poposirăm puțin în valea strâmtă, dar luminoasă, prin care curge limpede pârâul al Săcului. Lispezile de calcar late și albe, pe care se răstogolește el ca din dreaptă în dreaptă, păreau poleite sub razele de aur ale soarelui, care străbăteau prin apa limpede până la ele. Trecând pârâul și suind malul stâng, zărirăm turnul înalt al mănăstirii și albul zid împrejmuitor cu creasta lui de olane roșii. Picioarele noastre călcau deci țărâna unui pământ sfânt și blestemat în același timp. În adevăr, Zavera cu toate grozăviile ei treceau ca un pârâu de sânge prin mintea mea. De acolo, din acel turn, restaurant acum, îmi ziceam eu, Farmachii și capitan Iordache, cu mâna lor de voinici, trebuie să fi învruntat furia turbată a turcilor. La această poartă, desigur, dragomanul Udrischi a uneltit, poate cândva mișelească amăgire, și tot atunci, fără îndoială, capitan Iordache cu câțiva din ai săi muriră într-un chip atât de vitejesc. Și din toată această dramă sângeroasă, eroismul n-a lipsit. Când însă mă gândeam că toți acești fii ai Eladei nu-și vărsau sângele lor decât spre a plămădi cu el robia țării noastre, admirația făcea loc indignării și disprețului pentru toți eroii greci, de la Achile și până la capitan Iordache. Săcul e una din paginile vii ale istoriei nefericirilor noastre și fiecare olan, strămutat de vreo furtună de la locul său, lua în ochii mei proporția vreunei urme de eroism a luptătorilor înverșunați. De altmintrelea, Săcul e una din mănăstirile bine păstrate încă și înfățișarea lăuntrică a ei îți deșteaptă amintirea unor bogății trecute. Cele două rânduri lungi de chilii, suprapuse în forma unui larg pătrat, grajdurile mari și încăpătoare, cu guri negre și pustii, bucătăriile imense cu pereții afumați și cu vetrele reci și fără cenușă, mi se păreau că povestesc o istorie veche, dar veche de tot, istoria cornului de îmbelșugare din poveștile noastre. Și treceau prin mintea mea, pe rând, toate acele carete grele și cu arcuri mlădioase, trase de patru cai rotunzi, cu hamuri late, carete largi cu perne moi, în care stătea răsturnat alene un călugăr gras și învelit în mătăsuri scumpe și blănuri de mare preț. Astăzi, cel mult dacă un cal costeliv, cu pele în șolduri, se mai poate mișca de aici până colea, între cele două hulube albe ale unei cotiugi hodorogite, unde mai sunt acele cirezi de boi cu coroane mari, care altădată făiau albind prin verdeața pădurilor. Chergheliile de cai, turmele de oi, argățimea cea multă, murdară și veselă, care se mișca în toate părțile după treabă cu pași greoi și largi. Toate acestea nu mai sunt. Secularizarea a suflat ca un vânt de peire peste belșugul de altădată al cuiburilor acestora de închinători în pustiu și prezentul, zdrențuros și alb, rângește cu o amară bătaie de joc în fața trecutului luxos și îngânfat.